primarul municipiului Buzău a consimțit să elimine discriminarea existentă între elevii din oraș și cei cu domiciliul în mediul rural, existentă pe autobuzele Transbuz. De mai bine de un an, elevii din municipiu puteau circula gratuit cu autobuzul, iar cei de la țară nu. Recent, Boșcodeală a anunțat că inclusiv cei din mediul rural nu vor mai plăti bilet. Elevii care vin din județ la școlile buzoiene beneficiază de gratuitate. Deci cei care vin din județ și învață la licee sau și la școli generale, unii beneficiază de gratuitate. Chestiunea este că... Și dacă toți controlorii știu de această măsură, pentru că au fost cazuri când au fost discriminați elevii la țară. Nu. Au fost cazuri la început când au înțeles exact hotărârea. Noi am dat inclusiv cu unitățile școlare, dar cred că lucrurile astea s-au rezolvat. În aceste condiții, taxatoarele Transbuz nu vor mai trebui să ceară niciunui elev, fie din oraș sau de la țară, să plătească cei 15.000 de lei vechi pentru bilet. În schimb, primarul Constantin Boșcodeală s-a arătat împotriva introducerii transportului gratuit cu autobuzul pentru toți cetățenii, așa cum s-a decis, de exemplu, la Ploiești. Primarul Boșcodeală a motivat că lunar, din vânzarea de bilete, Transbuz Buzău încasează în jur de 4 miliarde de lei vechi, sumă care nu mai poate fi subvenționată de primărie. Buzău.